acest un om meci bun, am mai jucat bine contra PSV-ului. Da, a fost primul meu meci titular, am jucat destul de bine, din păcate am luat bătaie, dar acum mergem cu alt gând să obținem cele 3 puncte. Cât de important e meciul, am avut în vedere eșecul vostru cu FC Argeș, care a dus echipa argeșeană la un punct spatele vostru? Da, sunt aproape de noi acum, se joacă totul sau nimic. Ori noi, ori ei, dar noi trebuie să facem cel mai bun joc al nostru și să venim victorioși acasă. V-ați revenit după înfrângerea cu FC Argeș, un scor neașteptat? Da, normal, trebuie să trecem peste orice se întâmplă. La fotbal se poate întâmpla orice. Adică un meci și mai special așa ca să tine, ca să zic, având în vedere fosta ta evoluția de la FCSB? Nu mă interesează ce a fost în trecut. Singurul meu special a fost cel cu UTA, pentru că acolo m-am născut, acolo am crescut. Celelalte echipe nu, pe mine nu mă interesează faptul că am fost acolo sau nu. Important e să ne facem noi treaba, să câștigăm, pentru că avem mare nevoie de această victorie. Mergem încrezători, chiar dacă știm că e un meci greu, dar noi suntem conștienți de ceea ce putem și sperăm să câștigăm. Cum ați trecut peste înfrângerea cu Argeșul? Practic, meciul era... Puteam să vă scape de toate greșitele lucrurilor de tata. Da, suntem și noi conștienți și chiar știam dinainte de meci că acest meci, cel meci cu FC Argeș, putea să fie decisiv pentru calificarea în play-off, dar asta este, am pierdut, mergem înainte, mai avem 3 meciuri, sunt 9 puncte puse în joc, suntem deocamdată la mâna noastră pentru că avem un punct în fața celor de la FC Argeș, dar suntem conștienți că era un pas foarte important pentru calificarea în play-off, dar și așa suntem, cum am spus, suntem la mâna noastră și trebuie noi să câștigăm și să ne facem treaba cât mai bine și să fim în play-off. Cum crezi că va fi meciul cu FCSB-ul? Practic, contracandidata la titlu. E un meci greu, au o echipă bună, jucători talentați, dar, cum am spus, noi putem să câștigăm împotriva oricărei echipe, nu ne interesează numele ei. Dacă ne facem jocul nostru și ceea ce pregătim la antrenament, cu siguranță vom avea un cuvânt greu de spus în acest meci. Și cred eu că putem să câștigăm cele 3 puncte, chiar dacă, cum am spus, e un meci greu, în deplasare, dar pe noi nu ne interesează acest lucru. Noi mergem cu gândul la victorie, indiferent de adversar. Cum